Ar trebui să ne revizuim deprinderile consumeriste. Să facem mai puține pomeni și cadouri, pentru că de regulă acestea sunt obiecte necesare, neutilizate și ajung, iată, ca pungile astea în scurt timp în gunoi și în debara și făcute pomenele astea doar pentru orgoliu nostru, doar pentru pofta noastră, în loc să socializăm cu cuvinte, cu fapte, noi ne înglodăm, ne ascundem după lucruri. Coroane, buchete de flori, de plastic, cruci, pietre funerare. Și o grămadă de chestii pe care le ambalăm. În pungi, în plastic, în metal, staniol, ca să arate frumos, să ascundă esența, ca să ne prefacem că suntem ceea ce nu prea suntem. Învățăm prefăcătorie, ipocrizie de mici. Din familie, din grădiniță, din școală. La biserică, tot așa. Biserica măsă, icoana măsă. După aceea îți ceri iertare și să accepti orice. Și partea nouă a cimitirului central de pe strada Doina. Nu-i central, e cel mai mare, central e pe strada Armenească. Cimitirul principal, am vrut să zic. Aici ajung cam toți chișinăuienii. Și chișinăuienile. Să ne gândim la asta.